viață, te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, cafeaua de dimineață, 17 februarie 2020. Mesagerul de neamț, știri din neamț, în direct. Ce să vă spunem, oameni buni, ieri am fost invitat la o emisiune la radio și am fost în calitate de invitat acolo și am fost întrebat despre furtul de lemne, tema emisiunii. De la furtul de lemne am ajuns la furturi în general în România și ce spuneam în emisiunea aceea de la Jurnal FM, fostul Radio 1, Piatra Neamț, ne-a confirmat seara domnul Ponta într-o emisiune televizată. Spuneam atunci că s-a furat în țara asta pădure, petrol, gaze naturale, bancă, s-au vândut băncile, s-a furat cam tot ce se putea fura. Domnul Ponta a zis că n-a mai rămas nimic de furat. Eu mă îndoiesc că dacă n-ar mai fi rămas nimic de furat, n-am avea atâtea bătălii politice. Da, asta e. Și azi dimineață, în timp ce ne pregăteam să intrăm în emisiune, am zis, domne, ce poate fi mai potrivit să vorbim tot despre furturi. Furtul din buzunarul oamenilor, de data aceasta. Și de aceea am ajuns la tema emisiunii de astăzi. Am spus, parafrazând o parolă de 23 august, extremă urgență, atunci s-a spus deja extremă urgență, noi am spus extremă urgență, problema apei în județul Neamț. Sfârșitul de săptămână a fost plin de scandaluri, ca să spunem așa, mediatice, la nivel de conducere APA Serv. Îl schimbă sau nu îl schimbă pe Ioan Angheluță, ba l-a schimbat, ba o lua concursul, ba nu a fost validat, ba s-a adunat ședință, Consiliul de Administrație și a zis că îi reziliază contractul pe care tot ei l-au încheiat acum câteva săptămâni. Un haloemăs din care a lipsit problema principală. Problemele care există la APA Serv. Probleme generate de starea rețelelor, de incompetență de multe ori, sau de cele mai multe ori, și de un fel de fatalism așa cu care noi în momentul acesta așteptăm să se repare lucrurile. Nu s-a intrat nicăieri în miezul problemei. Miezul problemei care înseamnă de ce avem asemenea lucruri la APA Serv. De ce există situație financiară gravă, pe lângă mulțimea de angajați care plimbă serviete pe acolo, de ce acum a izbunit scandalul între Ionel Arsene și un om care era considerat apropiat lui, Vlad Angheluță. Și nu numai, pentru că acolo lovitura a fost dată și împotriva unora dintre membrii Consiliului de Administrație. Sau împotriva unuia dintre membrii Consiliului de Administrație. Ne referim aici la fostul consilier al președintelui Arsene, domnul Gheorghe Stanciu. Astăzi o să încercăm câteva legături directe cu personaje care sunt în jurul acestui, să-i spunem noi, scandal. Dar până atunci avem și un invitat. Un invitat care cunoaște problemele din sistem, care o perioadă a lucrat în sistem, are o vârstă venerabilă, dar care a rămas un atent observator a ceea ce se întâmplă la APA Serv. Este vorba despre domnul inginer Mircea Dascălu, pe care am plăcerea de a-l avea în studio. Bună ziua! Bună ziua, domnul Bălănescu! Domnul inginer, noi am vorbit de multe ori despre ce se întâmplă la APA Serv. Și întotdeauna când am stat de vorbă, dumneavoastră ați avut niște păreri foarte ferme. Haideți, până când eu o să încerc să iau legătura cu
alți oameni. Spuneți-ne un pic cum vedeți dumneavoastră, ca om care ați lucrat în Reagecele, nu? Da, Reagece. Reagece. Ați lucrat acolo, știți situația, cum se vede acum? Cum vedeți acum lucrurile? Aș începe mai întâi cu această sarabanda de capitelilor din județul Neamț. Vă rog, vă rog. Nu se poate, domnul Bălănescu. Să ne uităm ce a fost la biblioteca județeană, ce a fost la muzeu, la spital și așa mai departe, acum mai nou la APASERV. Păi se schimbă conducerile, precum schimbă becale antrenorile la echipa de fotbal. Sau toate cum, astea... Sau cum schimbăm șosetele în fiecare dimineață. Adică... Și așa. Toate astea nu duc la performanță, din contra. Deci duc la o bulebășeală, la un amalgam care nu se mai poate ieși din el. Deci, practic, dumneavoastră spuneți așa, schimbarea deasă da. A șefilor, da. De instituții, da. De multe ori pe motive care nu au de-a face nu, cu nu, performanța nu, în nu, sine, nu, nu. Nu permite o performanță a respectivei entități. Sigur că da. Eu am ajuns la RAGC în 1992, pe 2 mai. Când am ajuns acolo, după ce au fost câteva zile de acomodare, am încercat să văd de ce societatea nu era performantă. Și atunci nu era performantă. Nu era. Așa. Și cauza principală, mai erau și alte, mai mărunte, cauza principală era cea a pierderilor din rețeaua de apă. Păi nu e nimic nou. Păi nu e nou, păi asta vreau să vă spun, că nu este absolut nimic nou. La timpul respectiv se scotea de la captarea de apă de la Vaduri, pe cele două fronturi, circa 2 milioane de metri cubi pe lună. Frumos. Și Apele Române ne facturau nouă 2 milioane de metri cubi. Iar noi vindeam facturat 1.500.000. Deci 500.000 de metri cubi se duceau pe apa Sâmbetei. Păi nu e nicio diferență. Și, da. Deci erau pierd de circa 25% din producție. Și atunci am început să căutăm... Asta era la nivelul municipiului Piatra Neamț. Nivelul municipiului Piatra Neamț. Asta fiind foarte nu fiindcă regia era numai la nivel de municipiul Piatra Neamț. Și am căutat care sunt cauzele. Cauzele cele mai importante era starea tehnică a rețelelor de distribuție. Deci a trebuit să căutăm, să depistăm conductele care au pierderi mai mari. Pentru asta am depistat conducta de pe Calistrat Hogaș și de pe fostul Maiakovski, actualmente Sadoveanu. Așa, în paranteză, fie spus, nu știu de ce au schimbat numele. Ce au avut cu Maiakovski, da. E da, altă problemă. E altă problemă. Și am alocuit conducta, cea de pe Maiakovski, din Bulevardul Decebal până în Ștefan cel Mare, și cea de pe Calistrat Hogaș, din Bulevardul Republicii până în actualmente Sadoveanu. După care am constatat că nu era contorizată apa la consumatori sau într-o proporție foarte, foarte mică,
dar cu contoare depășite de la Precizia București, care nu mai erau, nu erau performante. Ne-am grăbit și am adus contoare, contactând o firmă din Germania și am început să contorizăm. Schimbarea acelor două conducte și contorizarea la blocuri, în special, după aia și la casele pe pământ, a adus pierderile în orașul Piatra Neamț la 8%. Deci de la 25% la 8%? La 8%. Acum care e situația? Acum înțeleg că este peste 50%. Ori eu nu pot să înțeleg cum funcționează o societate care are 50% din pierdere. Este o aberație, este o chestie care... O să intrăm în direct mai târziu un pic și cu domnul Angheluță, fostul director de la APASA. Și o să-l rugăm aș vrea să vă spun un lucru. Părerea mea este că dacă mi se poate reproșa ceva lui domnul Angheluță, este că n-a reușit să câștige lupta cu fiara politică din județul Neamț, care să dea bani pentru modernizarea, pentru reabilitarea rețelelor de apă și de canalizare. Asta zice. Pentru că atât județul cât și municipiul n-au investiții de reabilitare și de reconstrucție. Orice agent economic care transportă fluide are un plan foarte bine stabilit de schimbare a conductelor. Aceste conducte nu au o viață nedeterminată. Sunt conducte în Piatra Neamț care sunt de 100 de ani. Păi, e drept că sunt aia din fontă. Aia din fontă au o durată de viață mult mai lungă, se apropie de 100 de ani, într-adevăr. Dar sunt cele de oiel care au între 20, 25, 30 de ani, maximum. Domnul inginer, când ați mers în 92 la RAGC, da. Cine era director tehnic? Director tehnic nu aveam, aveam inginer șef. Cine era inginer șef? Domnul Diaconița. Domnul Păcală lucra și el prin zonă? El lucra, dar era director general la RAGCL. Cu încălzirea și locuințele era domnia sa. Deci la vremea aceea el era la RAGCL. Da. Astăzi semnează probabil contractul pentru... Așa am înțeles. Îi doresc succes. Credeți că îl va avea? Dați-mi voie să nu comentez. Eu acum vă spun ceva și noi să mă confirmați sau nu. Da. Și atunci numirile se făceau politic. Da. Când trebuia să fiți numit director, nu s-a pus problema colaborării dumneavoastră cu Ion Păcală? Și factorii politici de atunci. Da. Era și conducerea primăriei la vremea, da, conducerea, da, cum, da, se chema societatea, cum se chema partidul atunci, FSN sau PD sau cum era? Nu știu, nu știu, că nu m-a interesat. Am înțeles. Nu, nu. Bun. Ce ar trebui în momentul ăsta, după părerea noastră? Sunt suficiente doar investițiile? Nu, 90%. Avem și o criză de oameni pregătiți? Ei, asta este un alt capitol, asta este un alt capitol care ar trebui început și discutat de la vârf și până la ultimul lucrător din gen. Dar să știți dumneavoastră că APASERV nu duce lipsă de oameni pricepuți. Eu pot să vă dau câteva exemple. De exemplu, a Elene Petru este un specialist de talie națională, nu e de aici de acolo, cu facultate de specialitate, cred că e singurul care are facultatea în domeniu,
Păi da, dar probabil că nu e membru de partid. Probabil că nu e membru de partid. Plus de asta, Benică este un om foarte ascultător, este un executant foarte bun, îți vede de treaba lui, nu, e un om cu bun simț. Deci, dar eu sunt convins că dacă Petrica Elena ar fi fost solicitat și pus la treabă, ar fi făcut mult mai mult. S-au umblat cu cârpeli. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun. Deci, conducerile care au fost, au succedat până acum la APA Sierra, au fost că specialiști în sport, specialiști în căi ferate sau circulația la căile ferate și altele. Bun, hai să spunem că eu numit politic, nu mai discutăm, da. Dar măcar să folosești resursa umană da care este acolo. Da, cum? Da, a fost, de exemplu, Horhogea, care a fost foarte bun specialist, un om foarte bun, aici la pensie, i-a dat drumul, s-a dus la pensie omul, dar cred că el era săturat decât o spart orașul ăsta pentru de a repara conductele. Haideți să încercăm să luăm și niște legături telefonice, dacă reușim. Da. Dacă reușim. Până atunci, dumneavoastră, mai povestiți-mi cum era cu rețelele, că tare bine povestiți. Rețelele de atunci, de când am schimbat eu cele două conducte, nu s-a mai schimbat niciun metru liniar de conductă în orașul Piatra Neamț. Păi asta este o crimă. Crima asta cui ar putea, cui am putea să o atribuim? Că este o crimă. Toți. Toți. Eu zic că factorul politic și administrativ. Este cel mai vinovat. Da. De la momentul când Văcăroiu a dat asta hotărâre de guvern ca toate regiile dintr-un municipiu să fie sub o singură umbrelă, atunci s-a făcut. Eu de-abia mă așezasem la regia de apă. Bun, a intrat domnul Angheluță. Bună dimineața, da. Domnul Angheluță. Bună dimineața. Ne scuzați că vă deranjăm la emisiune, dar împreună cu un domn care se pricepe cât de cât la lucrurile astea, domnul inginer Mircea Dascălu. Îl salut și pe dumnealui și pe ascultătorii noastre. Servus, brădus. Așa. Așa. Domnul Angheluță, acum că s-o mai liniștit lucrurile, a trecut un weekend. Haideți, spuneți-ne și nouă un pic. Ce s-a întâmplat acolo? Ai, bă, păi, vestea lungă. Este destul de simplu. Cred că toate ziarele au prezentat situația în extensul, mai mult sau mai da, puțin. Dar nouă ne place să o spuneți dumneavoastră, că e altceva. Cu mare drag, oricând. E simplu. Cei din Consiliul de Administrație au considerat că nu am gestionat criza apei de la Roman cum trebuie. Și urmare și a unor îndemnuri de pe rețelele sociale, știți foarte bine, a urmat o ședință de îndată a Consiliului de Administrație, care a avut loc vineri, în urma cărei am fost revocat din funcție. Eu am respins vehement toate criticile lor, bineînțeles că niciuna dintre ele nu stă în picioare așa cum a fost consemnată și în procesul verbal al ședinței, și în continuare vom vedea. Aștept această decizie să fie redactată și semnată de către membri. Bun, dar Consiliul de Administrație, din câte știu eu, că nu mă prea pricep la guvernanță corporatistă, că am înțeles că așa se cheamă acum. Nu sunt de acord, vă pricepeți și chiar foarte bine. Așa, Consiliul de Administrație nu este solidar cu directorul general, întrucât, din câte știu eu, hotărârile se iau la nivelul Consiliului de Administrație. Sigur, sigur. Eu vă spun cum a funcționat mandatul meu de 2 luni și aproape, de 2 ani și aproape 4 luni până acum. Am informat prompt fiecare decizie importantă de management, așa cum și trebuie să o faci, că ești obligat prin contractul de mandat. Iar în perioada asta, cât am condus ca interimar compania județeană, eu nu am avut niciun vot împotrivă în Consiliul de Administrație pe orice fel de măsură am propus-o de-a lungul timpului. Deci am condus informând prompt de fiecare dată orice pas l-am făcut în actul de management, neavând niciodată un vot împotrivă.
Și atunci, de unde această reacție, hai să-i spunem, aproape viscerală din partea Consiliului Județean, apropo de demisie, în condițiile în care Consiliul Județean are toate pârghiile de a verifica și de a influența deciziile APASER? Știți cum e? Eu intru aici într-o zonă subiectivă și dacă mă întrebați pe mine, aș putea să vă spun multe și mărunte, dar cred că cazul Spuneți-mi de față, puține și foarte mari. cel mai bine de întrebat, e cel care ia decizia. Decidentul, fie că este membru Consiliului de Administrație sau președintele Consiliului Județean, ar trebui să fie întrebat. De ce? Am înțeles. Păi o să întrebăm, nu asta este problema. Acum, revenim la problema care doare pe toată lumea, prețul apei. Aveți ceva să vă reproșați în legătură cu asta? Foarte atent când am făcut aceste justificări. Am avut o responsabilitate mare în a asigura stabilitatea financiară a unui operator, lucru care, din păcate, politicienii nu prea îl înțeleg atunci când se ceartă între ei și au adus APASER într-o situație critică și așa am găsit-o în octombrie 2017, când am intrat în mandat. A fundamenta preț și a propune acest preț către Autoritatea Națională de Reglementare este un efort pentru toți cei care fac parte economică în compania județeană. Am făcut-o cu succes, am fost chiar foarte operativ și am pus pe masă problemele de fiecare dată transparent ADIAQA. Mai mult, la primele fundamentări de buget la care am luat parte ca manager general, am optat pentru o largă consultare pentru execuție, pentru întocmirea și execuția bugetului. Au fost chemați Consiliul de Administrație, reprezentanții acționarilor în integralitatea lor, indiferent de cotă, a fost informată autoritatea tutelară și cei de la ADIAQA au participat de fiecare dată. E foarte important. Toți au știut proiecția bugetară, toți au știut nevoia de preț tarif și toți au știut că suntem obligați pe onor din 65 și în virtutea acestui fapt trebuie să realizezi venituri și vei fi vulnerabil la un eventual control ANAF și Curte de Conturi, că aceste lucruri trebuie să se întâmple în această ordine. Drept urmare, am schimbat prețuri, iar când am fundamentat aceste schimbări de prețuri sau când s-au schimbat prețuri, vreau să fie foarte clar înțeles pentru toată lumea. Prețurile nu le schimbă directorul general de la APASER. Le schimbă factorul de decizie politic toți membrii care sunt în ADI Aqua Neamț. Acolo este votul. Am Da? înțeles. Pentru că votul decide dacă acest preț se aplică sau nu. Încă de la început le-am spus, asta vă spun că totuși unde mers vârf de lance este tot timpul directorul general. Iar când propui o mărire de preț, îți atrage antipatia fie a colegilor tăi de partid, în speță PSD în cazul meu, și știți foarte bine, și îți tragi și, atragi și ura celor din opoziție care folosesc acest prilej de fiecare dată a fost folosit și jucat politic. Da? Da. Fără nicio alternativă. Dacă vă uitați la mesajele care se dau în spațiu public în perioadele de genul acesta, în afară de faptul că spune toată lumea că nu suntem de acord, nu vine nimeni cu o alternativă sau cu o soluție. Bun, acum, înainte de a intra în direct și cu domnul primar Lucian Micu, vă mai întreb, aveți ceva să vă reproșați în legătură cu situația apei în zona Roman? Eu, așa cum am gestionat-o, consider că împreună cu toți colegii mei, inclusiv cu domnul Petrica Elenic, pe care l-am luat pe teren și am bătut acolo la pas tot ce înseamnă captare, puțuri, canale de colmatate, tot ce înseamnă cămine de vane, eu consider că mai mult de atât nu se putea face. Poate o eventuală inundare în zona unor puțuri se putea face și poate mai rapid, dar era cu un mare risc. La momentul de față, noi așteptăm un răspuns de la niște specialiști INHGA, cei care au făcut studiul hidrogeologic în 2016, care să se pronunțe dacă vulnerabilizăm sau nu zona puțurilor, dacă vom inunda o parte, în primă fază, experimental, din captarea 1 Pildești. Și dacă va ieși, cu siguranță o vom face și pe aceea. Sau se va face, cu siguranță, un factor de conducere responsabil, ar trebui să ia în considerare și varianta asta. Dar, în rest, eu consider că s-a gestionat cât se poate de corect și echilibrat, cu profesionalismul de care am avut parte acolo și
și colegii mei, eu consider că una peste alta s-au prestat foarte bine toate activitățile programate. Vreau să menționez și alt lucru. Să nu uitați că tot ce s-a întâmplat în perioada asta este statutat în două hotărâri de Comitetul Județean de Situații de Urgență. Și pe timpul prefectei Soroceanu și pe timpul domnului Lazar, actual prefect. Deci este o situație de urgență. Este forță majoră. Exonerează compania județeană de anumite clauze din contract. Nu așa cum se induce. Da? Mai mult, hotărârea Consiliului Local Roman o consider strict politică și este un copy-paste din demersul făcut în aprilie 2018 și dacă veți compara cele două hotărâri, veți vedea similarități. Bine, o să vedem și părerea domnului Micu. Ce rugăminte am la dumneavoastră după ce primiți decizia de la Consiliul de Administrație, așa explicată, poate ne vedem într-o emisiune și discutăm lucruri în amănunt. Apropo de rețele, de bani pentru rețele și alte asemenea lucruri. Cu mare drag, cu mare drag. Vă dorim o zi bună, sănătate. La fel și la dumneavoastră, sănătate, spor la treburi. Deci ați văzut, domnul Dascălu, ce a spus domnul... Da. Până face o legătură, vă rog să comentați. Da. E problema la Roman, că de acolo, de fapt, s-a prins fitilul. Da. Nu e ieri de astăzi. E de pe timp când eram eu la Reaghese. Dar nu aveați treabă cu Roman. Nu aveam treabă. Dar comunicam, că el colaboram, da. Să zicem așa, măcar ne sfătuiam cu cei care erau la regia de... gospodăriei comunale de la timpul respectiv. Și de atunci aveam probleme cu captarea de la Pildești. Deci se punea problema de atunci. Acum așa, ca să-mi dau cu părerea, nu știu, sper să nu greșesc. Eu între timp formez numărul și dacă intră domnul... Da, nu e nicio problemă. Da. Problemele sunt două mari acolo la Roman. Una este... cursul. A intrat foarte repede, vă rog. Primar. Bună dimineața, domnul primar. Bună dimineața. Gata operativa? Gata. Domnul primar, noi suntem în emisiune la cafeaua de dimineață. Avem apă cumpărată de la magazin cu care am făcut cafeaua. Spuneți-ne un pic, nu știu dacă l-ați auzit pe domnul Angheluță înainte, care spunea că problema la Roman... Acum, apropo de trecerea spre apa vitală, este strict politică și că nu are legătură cu situația dinainte. Vă rog un pic, dacă ne puteți detalia, ce se întâmplă la Roman în câteva minute, cât aveți timp, ce se întâmplă la Roman, de ce ați luat această decizie și ce posibilități practice sunt să treacă la punerea ei în aplicare. La Roman de aproximativ 6 luni de zile trenează o problemă în condițiile în care operatorul APA Serv are dificultăți în alimentarea cu apa municipiului Roman. Faptul că generează acest disconfort cetățenilor și în urma nenumăratelor discuții pe care le-am făcut, un comitet local pentru situații de urgență, două comitete județene pentru situații de urgență, lucrurile nu s-au îmbunătățit și în continuare au apărut sincope în furnizarea cu apă a municipiului, către municipiul Roman. Este evident că e o decizie firească cea pe care am luat-o în ședința de Consiliu Local. Consilierii locali au înțeles necesitatea în secolul 21 apa și furnizarea apei reprezintă o condiție de absolut bun simț pentru ei și e clar că vom face toate demersurile, atât cele administrative, cât și cele legale pentru ducerea în deplinire a mandatului și să avem un operator de apă care să trateze cu responsabilitate problema apei la Roman. Domnul Micu, ca orizont de așteptare, cam care ar fi posibilitatea ca apa vitalul să preia administrarea rețelei? Sunt etape administrative care trebuie urmate. În primul rând, aderarea la ASACIS, care este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară din județul învecinat. Ulterior, vom face o adresă către APASER să ne predea serviciul cu toate rețelele care sunt în proprietatea municipiului Roma, după care vom delega
acest serviciu către APAVITAL. Ca și orizont de timp, nu pot să vă dau pentru că sunt chestiuni administrative care țin pe de o parte de consiliile locale din membrii al SACIS și pe de altă parte și o decizie a instanței de judecată în ceea ce privește actualizarea datelor din statutul și actul constitutiv al SACIS, după care vom face celelalte demersuri. Știți de ce v-am întrebat de orizont de timp? Pentru că așa cum arată lucrurile în momentul ăsta, sigur se va ajunge la un proces, se va ajunge și mai devreme de cel puțin un an, zic eu, nu se pot face lucruri. Între timp trebuie asigurată apa la Roman. Lucru pe care ar trebui să-l asigure tot apa servul până atunci. Ei nu pot asigura lucrul acesta fără ori cu ploi multe, de Doamne, ori cu investiții. Știți? De aceea sunt niște probleme. Nu mai vorbim că stația de epurare și captarea în sine va fi destul de greu de stabilit regimul lor juridic până când se va ajunge. De aceea aici este un fel de discuție care înseamnă ce facem acum cu apa la Roma. Pentru că suntem la nivelul unei situații de urgență prin inspectoratul, deci declarată la nivel județean. Și cât treceți la apa vitală este ok, este dreptul fiecărei comunități să-și rezolve problema cum crede de cuvință. Problema e ce facem până atunci. Și aici eu văd o problemă. Nu e absolut nicio problemă. Lucrurile vor funcționa din punct de vedere administrativ ca și până acum. Sigur, apa servă în continuare, trebuie să facă demersuri pentru remedierea sincopelor în alimentarea cu apa municipiului Roman. Noi ne-am manifestat disponibilitatea și am purtat discuții cu apa vital pentru a facilita vânzarea de apă către apa servă. Apa servă nu a făcut nimic în acest sens. Asta nu știam. Deci, păi, e mai bine de o lună de când noi am făcut demersuri pe lângă apa vitală și am manifestat intenția de a ne furtiza apă. Sigur că apa este contra cost și trebuie să închide această apă pe care o cumpără de la apa vitală, însă până acum nu s-a întâmplat absolut nimic. Ceea ce ne ridică anumite semne de întrebare în ceea ce privește dorința cu adevărat a apa servului de a rezolva această problemă. Restul sunt chestiuni administrative. Sigur că apa servului invocă tot felul de tertipuri juridice pentru a întârzia această trecere. Din punctul meu de vedere, sunt doar declarații fără un suport acoperit de contractul de delegare a gestiunii, pentru că în contractul de delegare a gestiunii spune foarte clar care este obligația apa servului și anume aceea de a furniza continuu apă la Roman. Faptul că sunt 6 luni de când ei nu reușesc să facă acest lucru, să invoce propria culpă, din punctul meu de vedere. De fapt, dacă vreți, și-au și invocat propria culpă, demițându-l pe directorul companiei județene, domnul Vlad Angheluță. Am înțeles. Aici aveți un pic de dreptate în momentul în care Consiliul de Administrație spune că directorul nu e bun, își atrage-o propriu și asupra sa, da. Și e un argument în ceea ce spuneți, este clar. Sigur. Da. Adică apa de Consiliul de Administrație practic și-a recunoscut propria culpă în executarea contractului. Da. Da, și odată cu el și Consiliul Județean. Da. Vă mulțumesc pentru intervenție. Sper să ajungem la Roman într-o zi să discutăm la fața locului într-o emisiune în direct toate aceste lucruri. Cele bune, sănătate, la revedere. Deci, domnul Dascălu, cam așa stau lucrurile. Da, domnul Bălănescu. Cam bancul la curabinul când el ascultă doi și spune și ăsta are dreptate și da. Ăsta are dreptate. Da. Numai că nu se vorbesc de anumite lucruri importante. Începusem să vă zic care ar fi probleme acolo după mine. Am spus, poate s-ar putea să greșesc și foștii mei colegi de la Apa Serv să mă corecteze. Acolo, în primul rând, este vorba de cursul apei Moldova.
Ăla așa a umblat, tot așa s-a plimbat, în funcție de unii s-a escavat pentru pietriș, pentru balastiere. De ce nu se face, unde a mers, să se modifice o lege ca aceste escavări să nu se facă, știu eu, cu 2 km înainte de frontul de captare și cu unul după, sau nu știu cât, zic, am dat așa o chifră. Adică, domnule, să nu se încât să se păstreze Albea Moldovei acolo unde a fost inițial. Pentru că cei care au făcut, care au făcut studiu hidrologic, au ținut cont de poziția cursului apei. Ori această problemă, cum v-am spus mai înainte, se discuta și în 1993. Păi asta înseamnă că nu a existat o se pare totuși, se pare totuși că este totuși o mică hibă în gândirea acelei captări de apă. N-a ieșit chiar cât, la cât s-a gândit. Dar eu vin cu altceva și întreb. Dacă municipiul Roman ar ajunge măcar la 10% pierderi din rețeaua de apă, n-ar avea apă? Nu știu. Eu sunt sigur că ar avea apă. Păi și vina cui este? Și vina este acelora care n-au făcut investiții pentru reabilitarea rețelelor de apă. Deci lucrurile sunt foarte simple. Tu înțeles că sunt simple, lucrurile sunt simple, sunt clare, nu înțeleg. Batem apa în piu de atâtea zile și atât. Batem apa în apa. Da. Nu de atâția, de ani de zile. De ani de zile, de zeci de ani, domnul Bălănescu. Păi aceste reabilitări, aceste rețele trebuia să făcute. Eu când am fost la Reghece, mi-a făcut deja un plan ce să facem, cum să facem de reabilitare. Dar planul a murit. De ce a murit? Păi, pentru că așa a fost să moară, ca să nu zic altceva. Bun, spuneți-ne. Pentru că cei care au rămas și au condus regia respectivă n-au ținut cont de aceste lucruri. Cine a venit în locul dumneavoastră? Păi imediat după aia a venit Ștefănescu, Vasile Ștefănescu, Dumnezeu să-l ierte, director la domeniul public. Eu am fost director tehnic. Când m-am dus acolo, când am preluat funcția de director tehnic, m-a ocupat puțin de centrale termice, că era prăpăș, că m-am dus și am văzut că randamentul la centrale era, făcând calcule, era de 60-65%. Mi-am pus mâinile în cap și m-am dus la ei și am zis, băi, uite, trebuie făcut aici, hai să faci și ceva. Și o zis, tu ești nebun, vrei să ne bagi în datorii, nu știu ce cu tăia, bă, dau să-l și el și păcală pe tăi pe mine. Domnul Ioan Păcală. Ioan Păcală, da. Și atunci eu am zis, domne, eu nu vreau să particip la această, nu-i despun eu cum. Și atunci m-am pensionat, mi-am făcut o societate cu care am montat, am contorizat cel puțin 10.000 de apartamente din Piatra Neamț și asta a dus la creșterea prețului la apă. Și am să vă spun de ce. Deci atunci era pierdere de 26%, ajunsesem la 8%, da? Bun. În momentul când am contorizat apa la nivel de apartament, omul și-a gospodărit apa și-a eliminat toate pierderile, păi da, era și-a consumat în mod rațional. La nivel de apartament, da. Contorizarea? Da, păi eu am făcut contorizarea la nivel de apartament în Piatra Neamț. Păi și acum mai este? Este, sigur da. Că da. Este. Dar făcând contorizarea, cum am spus, deci consumul, de fapt, pierderile de apă în apartamente au scăzut și risipa s-a scăzut. Și atunci facturarea se făcea la valoare mai mică. Deci nu mai facturau, că înainte era consumul de apă între 12 și 16 metri cubi de apartament pe lună și persoană. Așa, și acum, după aceea cât era? Și după aceea și-a ajuns la 3-4. Deci producția de apă se va scăzut. Că a venit pe gal la mine într-o zi și mi-a zis,
Zice, bă, și face, și ne facem faliment, face ce? Cu contorizarea apei la apartamente. Doamne, nu, eu fac, zice, este normal. Mi se pare mie. Păi eu m-am dus la un simpozion, la scurt timp după ce am ajuns director la regie de apă, m-am dus la un simpozion la Timișoara. Și acolo a fost invitat printre ceilalți și șeful serviciului apă din primăria Viena. Și când a spus că consumul de apă este între 3 și 4 metri cubi persoană și lună, am zis că n-am auzit bine și l-am întrebat pe vecinul de lângă mine și am zis că tot zis 3-4 metri cubi persoană și lună. Zice da. Dar rămâne că eu știam ce e aici la noi la Piatra Neamț, pentru că nu se contoriza apa, apa se lua la paușal. Plătea fiecare persoană 8 metri cubi persoană și lună. Așa se plătea. Înțeles. Da. Deci, domnul... Deci, revin, domnul primar să investească în rețelele de la Roman și să se elimine pierderile și o să aibă apă. Da, dar vedeți dumneavoastră că diferența este că acum avem tot felul de organisme Da. intermediare care pasează răspunderea de la unii la alții. Apa Servu are în spate Adiaqua. Domnul Adiaqua Bălănescu, are eu tot că eram felul de... director la RAGC, nu Era tot... aveam consiliu de administrație. Eu și cu inginerul șef și contabilul șef Da, dar vedeți că între timp făceam toate trebuie treburile. plătiți niște politruci. Păi da, asta că Și s-o băga politicul. de exemplu, Consiliul de Administrație de la Apa Serv, nu știu dacă este un singur specialist în Consiliul de Administrație pe domeniu. Nu este. Nu știu că nu-i cunosc chiar Așa pe am toți. înțeles că nu este. Deci, și atunci, cum poate un consiliu de administrație format din nespecialiști Da. să dea afară un om că ia Nu, el însă este că inepții, lasă că... domnul Bălănescu. Deci, până când nu scăpăm de această mafie, și nu este niciun Pe cuvânt, aici. această mafie a intereselor politice Așa în e. administrație, în administrația, nu mă interesează că fac ei nu știu ce șmecherii, dar în serviciile publice oferite populației, ar trebui ca această mafie să fie eliminată. N-are ce căuta acolo o doamnă care stă și postează pe internet, n-are ce căuta acolo un om care n-a avut niciodată de a face cu o administrare, chiar dacă a supravegheat administrarea, etc., etc., etc. Asta este concluzia. Lipsă de investiții, investiții făcute fără cap, cu Da. prețuri mari, de dragul de a tăia panglici și a te împăuna pe Facebook cât de bun ești. S-a făcut la Apa Sev o serie de investiții cu urmărirea consumului, cu urmărirea Așa. furnizării apei în oraș, un despecerat foarte frumos am fost, l-am văzut, mi-a plăcut, i-am felicitat pentru asta. Așa? Dar mi se pare că au procedat exact cum procedează românul nostru în general. În momentul când are bani, prima dată își cumpără Mercedes. Și după aia se mai gândește dacă să-și facă casă sau nu. Sau să-și facă WC-ul în Sau casă, să-și nu facă contează. WC-ul în casă. Da. Da. Întâi trebuiau reabilitate conductele de apă și după aia să-ți faci modernizarea care respectivă. Da, dar știți că a fost și o afacere cu O fi fost contoare. de-aia Cu zic eu. contoare. Eu mi-aduc aminte afacerea El Și Saco. apoi nu vă supărați, eu n-am niciun fel de pretenții la domnul Arsenie. Când domnul Arsenie, din câte știu eu, a fost câțiva ani de zile administrator la o SRL de apartament. Nu, aveau un SRL care făcea termopane și am înțeles că Probabil, nu știu, făcea dar zic, termopane bune, da, adică probabil, nu... nu zic că nu știu eu. Dar ce experiență are acest Bine, om nu el trebuie să facă. El trebuie să pună oameni cu experiență. ca Aia să-i este pui, ca treaba să mea. știți pe ce-i vorba, domnul Da. Bălănescu? Mie mi-a plăcut toată cariera mea să calc pe tare. Nu să mă duc să mă rog de alții, băi, ce fac aia, fa aia, Am fa aia, să vezi înțeles. cum o faci. Noi trebuie să conchidem acum că am depășit deja timpul emisiunii. Cum spuneam, până când nu dispare mafia politică și Da. administrativă,